cât de multe verdețuri ar trebui să consumăm zilnic. Există o mare diferență între consumul de verdețuri sub formă de salată și sub formă de smoothie. Organismul nostru poate să asimileze de câteva ori mai mulți factori nutritivi vitali din verdețurile pasate în blender decât din verdețurile mestecate, deoarece blenderul fragmentează alimentele în particule cu mult mai mici. Unele blendere de mare viteză reușesc să deschidă chiar și pereții celulelor plantelor. Prin comparație, salatele necesită mestecare temeinică și în general nu mestecăm suficient pentru a obține toate beneficiile din ceea ce mâncăm. De asemenea, salatele sunt servite cu ulei și alte condimente, care încetinesc în mod semnificativ digestia. Dacă preferi să mănânci verdețurile sub formă de salată, estimez că ar trebui să mănânci cel puțin 6 căni îndesate pe zi. Dacă bei smoothie-ul preparat din verdețuri, atunci 3 căni îndesate pe zi vor fi de ajuns. Cum pot să-mi asigur proteinele? Aceasta este cea mai comună întrebare pusă la prelegeri. Este posibil că oamenii au moștenit frica de a nu avea destule proteine în dietă de la începutul secolului XIX. În cartea sa de 520 de pagini dedicată cercetărilor fundamentale din domeniul nutriției și publicată în anul 1922, doctorul McCollum afirmă: în urma studiilor, s-a stabilit că organismul unui animal sau țesuturile unei plante constau în esență din proteine, carbohidrați, grăsimi și o serie de compuși chimici asociați. Mai multe alte componente proeminente nu sunt esențiale. Mai târziu, în aceeași carte, autorul concluziona: proteina este cel mai proeminent compus organic al organismului. Poate că această concluzie clară, venită de la un profesor de chimie igienică și sănătate publică de la Universitatea Johns Hopkins din Baltimore, a părut să fie atât de concludentă, încât credem în ea până în zilele noastre. De atunci, oamenii de știință fac cercetări în domeniul nutriției și au descoperit sute de factori nutritivi diferiți care sunt de o importanță crucială pentru sănătatea omului. De exemplu, unii cercetători estimează că există până la 40.000 de fitonutrienți pe care abia dacă am început să-i studiem. Adeseori mă și întreb de ce nu pune nimeni această întrebare: cum pot să-mi asigur fitonutrienții? Apropo, putem să ne asigurăm în cea mai mare parte alături de proteine din verdețurile proaspete. Gândește-te la următorul lucru. Laptele de vacă era iarbă cu numai 4 ore înainte să fie mulsă vacă. Mai multe informații referitoare la proteinele din verdețuri puteți citi în cartea Verde pentru Viață, unde un capitol întreg este dedicat acestui subiect. Găsiți linkul în descriere. De asemenea, dacă vreți să aflați care sunt cele 10 motive pentru a bea sucuri verzi și în ce măsură putem folosi sucuri verzi pentru detoxifiere, urmăriți filmul 10 motive pentru a bea sucuri verzi dând click pe acest card aici sau pe linkul din descriere. Putem să folosim grâu verde în smoothie-uri? Grâul verde contribuie într-un mod fericit la larga varietate a smoothie-urilor verzi. Grâul verde crește foarte repede și de obicei se pot obține 3 recolte de iarbă dintr-un ghiveci pentru smoothie-urile verzi. Pe de altă parte însă, te rog să reții că grâul verde, ca orice verdeață, conține o cantitate infimă de alcaloizi și trebuie să fie inclus în rotirea verdețurilor. Îmi fac smoothie-urile cu multe fructe dulci și chiar cu curmale, stafide, smochine și prune uscate. Ar trebui să folosesc mai puține? Poți să pui mai multe fructe dulci și chiar curmale în smoothie-urile pentru începători sau copii. Majoritatea oamenilor încă nu sunt obișnuiți cu gustul clorofilei și pur și simplu nu vor să bea smoothie-ul respectiv dacă are un gust prea verde pentru ei. Cred că e foarte important să se prepare smoothie-uri care să fie atât de delicioase, încât toată lumea să le aștepte cu nerăbdare. Pe baza observațiilor mele și a reacțiilor de la alți consumatori de smoothie-uri verzi,
Majoritatea oamenilor încep în mod natural să poftească la smoothie-uri în decurs de câteva săptămâni. Pe de altă parte, unii oameni care încă încearcă să fie prea perfecți, prea repede, își prepară smoothie-uri super verzi încă de la început. Asemenea, oameni s-au plâns că smoothie-urile verzi au un gust îngrozitor și au renunțat, nedorind să le mai încerce vreodată. Dacă ai o sensibilitate la zahăr din motive cum ar fi diabetul, candida sau hipoglicemia, este posibil să fie nevoie să începi cu smoothie-uri mai puțin dulci, adăugând fructe cu indicele glicemic redus, cum ar fi fructele de pădure și merele. Ca o altă opțiune, îți poți prepara smoothie-uri delicioase din verdețuri și legume fără amidon, cum ar fi roșiile, castraveții, țelina, ardeiul gras și altele. Câte smoothie-uri ar trebui să beau într-o zi? Poți să te bucuri de oricât de multe smoothie-uri vrei. Poți bea doar o jumătate de litru, dar cel mai des se recomandă un litru, un litru și jumătate și chiar 2 litri pe zi. Poți să congelezi verdețurile dacă nu poți să le folosesc pe loc? Depinde de disponibilitatea lor în funcție de anotimpuri. Verdețurile congelate vor fi mai hrănitoare decât cele preparate termic. Pe de altă parte, dacă ai acces la verdețuri proaspete, acestea sunt în mod semnificativ mai hrănitoare și mai gustoase decât cele congelate. Cât țin smoothie-urile? Smoothie-urile sunt cel mai bune proaspete, dar dacă este necesar, pot fi păstrate până la 3 zile. Când ești acasă, fă-ți smoothie proaspăt în fiecare dimineață, dar când călătorești, prepară un litru sau un litru și jumătate și ține-l într-o ladă frigorifică. Bea smoothie-urile verzi câtă vreme sunt proaspete. Este surprinzător faptul că adeseori, după 3 zile, tot mai au un gust bun și o culoare verde aprinsă. Crezi că e mai bine să se folosească verdețuri uscate în smoothie-urile verzi decât verdețuri proaspete? Dacă rotim verdețurile și consumăm cel puțin o jumătate de litru de smoothie verde pe zi, ne asigurăm o cantitate optimă de factori nutritivi. Îți recomand să lași pulberile verzi pentru perioadele în care nu sunt accesibile verdețurile proaspete, de exemplu în cursul călătoriilor. Cred că verdețurile uscate nu sunt nici pe departe la fel de vibrante sau de hrănitoare ca verdețurile proaspete. Dacă doriți să țineți o cură de detoxifiere de 10 zile cu sucuri verzi, găsiți mai multe informații în filmul Cum se aplică cura cu sucuri, pe care îl puteți accesa dând click pe acest card aici sau pe linkul din descriere. Despre toate acestea și multe altele, găsiți detalii în cartea Revoluția smoothie-urilor verzi, salt radical către sănătatea naturală, scrisă de Victoria Butenko, care este o autoare recompensată cu numeroase premii pentru cărțile scrise de-a lungul timpului. Este mare maestru bucătar în domeniul crudităților, mentor, inventator, cercetător și artist și, de asemenea, predă cursuri de viață sănătoasă în toate colțurile lumii. Ca urmare a conceptelor pe care le predă, milioane de oameni din întreaga lume beau smoothie-uri și mănâncă crudități. În cartea Revoluția smoothie-urilor verzi, vei găsi principiile de sănătate care stau la baza curii de smoothie-uri, întrebări și răspunsuri, precum și 200 de rețete ale autoarei. Vizitați site-ul librăriespirituală.ro pentru mai multe cărți care tratează terapiile alternative, alimentația sănătoasă, dezvoltarea personală, vindecarea spirituală și multe altele. V-a plăcut acest video? Atunci, nu uitați să dați un like și să vă abonați pentru a susține canalul Viața Sănătoasă și pentru a da o mână de ajutor comunității.